La începutul acestei luni, câteva dintre produsele prahovene tradiționale au ajuns și la Roma, la un târg în care și-au dat întâlnire producători de bunuri și servicii din România și Italia. Producătorii de bunătăți tradiționale românești dornici să intre pe piața din Italia, dar și comercianți și consumatori italieni interesați de produsele de calitate din țara noastră, s-au prezentat la târg cu un interes deosebit pentru produsele românești. La standul prahovean, cașcaveaua de Valea Doftanei, țuica de Vălen, dar și vinurile de Tohan și Valea Călugărească s-au epuizat rapid. Acțiunea delegației prahovene în peninsulă a fost completată de un spectacol folcloric, în care ansamblul Perinița a fost aplaudat de câteva mii de persoane.